Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cristina Moldovanu și vă prezint ora știrilor. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, arestat pentru abuz în serviciu și fals în acte publice, s-a ales cu un dosar penal. Anunțul a fost făcut de procurorul general Alexander Stoianoglu în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit lui Morar, este acuzat de îmbogățire ilicită și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare. Potrivit lui Vasile Foltea, avocatul lui Viorel Morar, declarațiile procurorului general sunt distorsionate. Acesta mai spune că procurorii l-au obligat atât pe Morar cât și pe avocații săi să nu divulge informații despre dosar. În cadrul acțiunii de urmărire penală declanșată în decembrie 2019, a fost documentată și confirmată activitățile infracționale comise în interval anilor 2013-2019 de 2 și mai multe persoane. Potrivit lui Vasile Foltea, avocatul lui Viorel Morar, declarațiile procurorului general sunt distorsionate. Acesta mai spune că procurorii l-au obligat atât pe Morar cât și pe avocații săi să nu divulge informații despre dosar. Eu am rămas un pic surprins de faptul că astăzi procuratura generală, de ce nu ne-au impus clauza de confidențialitate, ca să nu povestim nimănui nici presei, nimănui nimic, astăzi au făcut declarații detaliate pe dosar, și o declarație care o consideră domnul Morar distorsionată. Alexandru Stoianoglu a mai declarat că spălările de bani au avut loc prin intermediul membrilor familiei lui Viorel Morar, dar și prin intermediul altor persoane interpuse, inclusiv persoane juridice, schema fiind aplicată în mai multe țări. În intervalul anului 2012-2019, părinții acestuia, neavând alte surse de venit decât cele indicate oficial, aflându-se în permanență pe teritoriul Republicii Moldova, au achiziționat 4 imobile în municipiul Chișinău, estimate de peste 179.000 de euro. În perioada 2013-19, mama procurorului a intrat în posesie de 25 de terenuri de destinație agricolă. Procurorul general a mai informat că fostul șef al Procuraturii Anticorupție și soția sa, la fel procuror, nu dețin în proprietate niciun imobil. Până și automobilele pe care le foloseau începând cu anul 2014 nu le aparțineau. Potrivit lui Stoianoglu, Morar ar fi vrut să pară cel mai sărac și modest procuror din țară. Șeful de la procuratură mai spune că Viorel Morar este vizat în alte câteva dosare penale, însă a evitat să ofere detalii deocamdată. Amintim că fostul șef al Procuraturii Anticorupție a fost reținut în luna ianuarie și se află în arest. Procurorii vor cere prelungirea arestului cu încă 30 de zile. Acesta însă se declară nevinovat și că ar fi victima unor persecutări politice. Încrederea în Ilan Șor și popularitatea partidului său este în creștere. Potrivit unui sondaj, peste 15% din oameni și-au exprimat încrederea în președintele partidului Șor, el situindu-se pe locul 4 în topul celor mai populari politicieni din Moldova. Principala calitate pe care o apreciază cetățenii la Ilan Șor este că se ține de cuvânt și de promisiuni. Ilan Șor este apreciat pentru că este un lider nou care diferă de alții, este tânăr, energic și are grijă de popor. De asemenea, tot mai mulți moldoveni își leagă speranța de partidul Șor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Fiecare al 8-lea respondent consideră că formațiunea este cea care ar putea să îmbunătățească viața bătrânilor. Aproximativ 10% dintre chestionați spun că anume această echipă este cea mai indicată pentru a crește economia țării, iar 8,5% consideră că este partidul care ar putea îmbunătăți viața cetățenilor. Sondajul a fost realizat în perioada 30 februarie, pe un eșantion de 1074 de persoane, marja de eroare fiind de 3%. Pentru unii, salariile s-au majorat cu mii de lei, iar pentru alții cu doar câteva sute. Din 1 aprilie, aproape 50.000 de angajați din instituțiile medicale vor primi salarii mai mari cu doar 10%. Ministrul Sănătății anunță că medicii de familie cu o vechime în muncă de până la 10 ani vor ridica un salariu de peste 7.100 de lei, iar la fel celor care activează în sistem de mai mult de 20 de ani va crește până la aproape 8.500 de lei. Salariile medicilor de familie vor varia de la 5.700
1700 până la 6800 de lei, iar lucrătorii medicali cu studii medii, dar și personalul auxiliar, vor ridica lefuri cuprinse între 4200 și 5000 de lei. Reamintim că de salarii generoase se vor bucura deputații care și-au majorat lefurile cu aproape 4000 de lei și vor primi lunar aproape 18000 de lei. După ce recent o comisie a Consiliului Municipal Chișinău creată la inițiativa aleșilor locali din partea partidului politic Șor a depistat de la Pider de 10 de milioane de lei la piața centrală, a venit și rândul primarului capitalei Ion Ceban să facă dezvăluiri despre neregulile de la întreprinderea municipală. Potrivit edilului, doar din taxa pentru tarabe, administrația pieței adună aproximativ 400.000 de euro lunar. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui Ion Ceban, pentru fiecare masă din cele 4.000 amenajate în pavilioanele din piața centrală, se percep lunar taxe de aproximativ 100 de euro. Pentru a face regulă, primarul spune că întreprinderea municipală va fi supusă unui audit, iar administrația va fi demisă. De cealaltă parte, administrația pieței centrale neagă că s-ar colecta bani de la comercianți. Eu de așa sume și de așa bani și de obște de colectări nu am auzit. Nu știu și nu țin cont. Anterior, după depistarea multiplelor ilegalități la piața centrală, consilierii municipali din partea partidului politic Șor, Valerii Climenco și Serghei Burdugi, au depus o sesizare la Procuratura Generală, prin care au solicitat identificarea vinovaților și tragerea lor la răspundere. Valerii Climenco spune că deocamdată însă nu a primit niciun răspuns de la procurori. Conform legislației, ei sunt obligați maxim într-o lună să examineze solicitarea și să ne anunțe dacă au pornit o cauză penală. Ofițerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, a declarat pentru postul nostru de televiziune că solicitarea celor doi consilieri din partea Partidului Șor este în proces de examinare. La sfârșitul anului trecut, consilierul municipal din partea Partidului Șor, Valerii Climenco, a solicitat autorităților capitalei să întreprindă urgent măsuri care ar pune capăt dezmățului funcționarilor care conduc piața. În opinia lui, piața centrală ar trebui să devină principala sursă de procurare a produselor alimentare, a fructelor și legumelor, pentru instituțiile de învățământ din capitală, în special pentru grădinițe. Și acum o informație de ultimă oră. Primarul general al capitalei Ion Ceban a semnat ordinul de demisie a directorului interimar al întreprinderii municipale Piața Centrală, Iurie Vasilenco. Potrivit site-ului primăriei Chișinău, edilul va prezenta noua conducere în după-amiaza zilei de astăzi. O grădiniță din raionul Comrat a fost închisă din cauza numărului mare de viroze înregistrate în rândul copiilor. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul unei emisiuni televizate. Carantina a fost instituită de autoritățile locale după ce numărul micuților care frecventau grădinița s-a redus aproape de 3 ori. Din cei peste 360 de micuți înregistrați, au prezentat puțin peste 100. Dumbrăveanu a mai precizat că Moldova nu este în prag de epidemie și nu există motive de îngrijorare în condițiile în care numărul infecțiilor respiratorii înregistrate în ultima săptămână este mai mic cu circa 13% față de perioada similară a anului trecut. Potrivit datelor oferite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, au fost înregistrate peste 370 de cazuri de gripă. Totodată, medicii au tratat peste 145.000 de cazuri de infecții respiratorii. Fabricat în China, importat în Moldova. Există riscul de infectare cu noul coronavirus prin intermediul mărfurilor made in China? Ce produse folosesc restaurantele cu specific chinezesc din Chișinău și dacă ar trebui să evităm lucrurile confecționate în țara afectată de virusul ucigaș care ajung în Moldova? La aceste întrebări a încercat să găsească răspuns reporterul nostru. Faceți cunoștință, Sen Jingquang, originar din orașul Shanghai, care se află la distanță de 2000 de kilometri de Wuhan, epicentrul coronavirusului. Acolo i-a rămas soția, iar Sen se află în Moldova de 20 de ani. Ultima oară a fost acasă acum 2 ani, iar asta înseamnă că sigur nu este infectat, spune bărbatul care este sigur că și soția lui este sănătoasă.
Soția e casnică și se simte bine. În Shanghai situația e bună. Autoritățile au reacționat foarte repede. Drumurile sunt închise. Deocamdată totul este în regulă. Oamenii încep să iasă la lucru. Dacă te simți rău și ai febră, trebuie neapărat să te adresezi medicilor și vei fi spitalizat imediat. În prezent, Sen activează în calitate de bucătar-șef în unul dintre restaurantele cu specific chinezesc din Chișinău. Agitația din ultima vreme legată de coronavirus n-a afectat numărul de clienți, spune administratorul localului. Nu am avut niciodată întrebări din partea clienților legate de China și coronavirus. Noi nu importăm nimic. Produsele sunt locale și au certificate de calitate. Fructele de mare ne sunt puse la dispoziție de cel mai mare distribuitor de pe piață și știm de unde vin ele. Fructele de mare sunt importate din România, spune Alexandru, și totuși din China, în Moldova, ajung produse inclusiv alimentare. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, țara noastră importă direct orez, citrice, ceai și preparate veterinare. Restul produselor, conserve, condimente și acid lactic, fac un drum lung până să ne treacă granița. Mărfurile care vin direct din China ajung în câteva săptămâni, e vorba de 3-4 săptămâni, o lună. Acest proces minimizează riscul de aducere a virusului pe teritoriul Republicii. Deci nu există motive de îngrijorare, de asigurări directorul ANSA. Deși volumul de mărfuri importate din China este mic, iar produsele vii sunt excluse, totuși loturile sunt bine verificate la graniță. Iată de ce coronavirusul nu poate fi importat împreună cu mărfurile, spune directorul agenției. Furtuna care a ucis câțiva oameni în Europa se apropie și de Moldova. Noaptea trecută aceasta a ajuns deasupra României. Imagini de groază au fost surprinse în mai multe localități de peste Prut. Vântul puternic a smuls câteva acoperișuri, iar în județul Maramureș, sute de oameni au rămas fără curent. Contactați de noi, meteorologii de la Chișinău ne-a spus că motive de îngrijorare pentru moldoveni nu sunt. Până va ajunge la noi, furtuna va scădea din intensitate și nu vor cădea ploi sau grindină, iar vântul va supla cu doar 60 de km pe ora. Furtuna Ciara a făcut prăpăd în România. Suceava a fost acoperită de ninsoare dintr-o dată, iar rafalele de vânt au smuls acoperișul unui bloc. Distrugeri au fost înregistrate și în Baia Mare, acolo unde mai multe mașini au fost avariate. O linie de tensiune înaltă a fost afectată, iar peste 1000 de oameni din județul Maramureș au rămas fără curent. Centrul, nordul și vestul României se află sub cod galben sau portocaliu de vreme rea. În unele regiuni s-au înregistrat fenomene neobișnuite. Ninsorile au fost însoțite de tunete și fulgere, ori a plouat cu grindina, scrie presa română. Urgia care a ucis mai mulți oameni în Europa a provocat haos în transport și a lăsat în beznă 10.000 de localități. Prăpădul a lovit prima dată Irlanda, apoi s-a îndreptat spre Marea Britanie și ulterior și-a făcut drum spre nord-vestul Europei. În Germania, vântul a doborât oamenii pe stradă, iar în Cehia mai multe persoane au fost rănite în accidente provocate de rafalele violente. Sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Furtuna Ciara a pornit din Atlantic și a măturat nord-vestul Europei până în peninsula Scandinavă, având viteze de până la 170 de km pe oră. Două explozii puternice au avut loc în această dimineață în Olanda. Prima s-a produs în capitala Amsterdam, într-o clădire de birouri, iar alta a avut loc o oră mai târziu la poșta din Kerkrade, un oraș din sud-vestul țării. Poliția suspectează că deflagrațiile au fost provocate de colete capcană. Autoritățile olandeze au transmis că nu există victime în cazul celor două explozii. Totuși, presa scrie că o ambulanță a fost trimisă la fața locului unde s-a produs prima deflagrație. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Ne revedem la știrile orei 19. Până atunci, o zi frumoasă să aveți. Rămâneți alături de noi!